Alfred Hitchcock, născut în 1899 la London, considerat azi părintele suspansului, da? <laughs> um... Goală propoziția asta. Alfred Hitchcock, un regizor foarte popular, este considerat maestru și părintele suspansului în cinematografie. În decursul întregii cariere a regizat peste 50 de filme are la așa o calitate, a fost și este la fel de popular ca și, știu, actorii. Poate chiar mai popular decât actorii lui. De ce? Pentru că el avea obiceiul să apară în fiecare film pe care îl filmează, știi, cameo. Așa, prin, printre altele, în spatele scenii, trecea aia pur și simplu pe stradă și așa mai departe. În fiecare film care îl face Hitchcock, el, el apare într-un cadru, el filma un cadru și asta s-a transformat într-o semnătură la un moment dat, oamenii atât de tare așteptau să-l vadă pe Hitchcock în film, că e, nu se concentrau la istorie, dar așteptau un moment, știa, să-l observi sau nu, că el poate fi neobservat. Și în filmele care mai târziu le-au făcut Hitchcock, e, apărea de obicei deja în primele cadre cumva, știi, apărea? <laughs> Ca oamenii nu mai caute <laughs> și să uite la film normal. <laughs> în 955 a apărut un serial, el așa se numea, Alfred Hitchcock prezintă. Și era un serial, de vreo, a fost un serial de vreo 200 ceva de episoade, pare mi se. Și la început fiecare episod apare <laughs> Hitchcock prezenta uh, serialul. Good evening. Do you believe in ghosts? și să începe episodul. Însă și el atunci ca regizor în 1955 era atât de popular, toți știau de Hitchcock. El practic și-a și transformat imaginea într-o franciză, știi? Adică fiecare film de Hitchcock, asta îi faci parte dintr-o lume aparte, lumea lui Hitchcock, un serial, un, un film care trebuie neapărat să-l vezi. Așteptările oamenilor la Hitchcock erau enorme, plus acest serial, plus aparițiile lui pe la televiziune și așa mai departe. You look like such a <laughs> i think my mother scared me when i was three months old you I see she said boo and uh, she apparently was very satisfied all mothers do it you know that's how fear starts in everyone atonish konativai yalci vidia klara in mainstream yalci yalpiachai filmikomij pentru pe dânsul o interesa publicul. <laughs> pe dânsul o interesa filmul să vadă nu și oameni, dar 2000 dacă e posibil să stai în sală. In this house, the most dire, took place. Una dintre istoriile din copilărie care lui tare plăcea să le povestească și o povestea despre la interviuri, când era mic, nu știu, și făcuse nu atât de grav, dar Taixo i-a dat o notiță și l-a trimis la poliție. El era foarte cuminte și ascultător. Catare. Foarte cuminte și ascultător. Și-l zis la, poliție cu notița. Polițistul citește notița și spune că noi te închidem pentru că așa se procedează cu copiii obraznici. și l închis pe 5 minute. Hitchcock nu știe că asta o să fie numai 5 minute, el 5-6 ani avea, o tras o frică, asta l-a afectat cumva pe toată viața că atât timp cât o trăit, permanent au avut o frică față de polițiști. Deci prin suspans, prin tot ce au făcut el în film, permanent încearcă să arăte această stare, senzație. El vrea să fie inginer, el a făcut tot felul de studii în direcția asta și după care a studiat și designul și în 1819, cam pe atunci, Paramount Pictures deschideau un studio la Londra, pentru că ei vroiau să filmeze unele filme acolo sau se filmau, ceva de genul ăsta. Hitchcock a făcut câteva desene pentru postere la filmul care se filma și așa el l-au angajat, respectiv în 1919 el era angajat la acel studio. Primii pași în cinematografie, Hitchcock făcea așa anumitele intertitri grafice, se numeau când merge filmul mulți la un moment dat apar niște titri care dialogul sau explic situația, mergi mai departe, deci aceste inter -titri, el le adăuga desene, o wow, lampă ceva, plus, plus textul, așa, mai interesant, nu un text pur și simplu, deci făcea aceste intertitri grafice. Atracția lui față de film a avut-o pe la 14, 15, 16 ani, lui foarte tare plăcea să privească filmul lui Chaplin, în special îi plăcea filmul e scris în germană. Der Müd Tod. Deci un film de la Fritz Lang era preferatul lui. După câțiva ani, el, el, deja începea să fie asistent la anumite producții cinema și în una din colaborări sau coproducții anglo germani în Germania, pe lângă tot ce face el acolo, au avut ocazia să urmărească platoul de filmare a lui Murnau. Filmul și filmul ăsta era? The Last Love. The Last Love. 1924. Creația lui Murnau l-a marcat mult. Lui plăceau filmele lui Murnau și în genere foarte tare l au influențat expresionismul german. Murnau, Fritz Lang, filmul lui preferat pe atunci, ăștia sunt reprezentanții expresionismul german. Și atât perioada asta când s-a aflat în Germania, el a avut ocazia să-i urmărească, să fie mai aproape, să studieze. Debutează ca regizor cu filmul mut britanico-german The Pleasure Garden. Corect? Sigur? urmărind unii regizori, debutează ca regizor acolo, după care se întoarce în Anglia și în Anglia Hitchcock este unul dintre primii membri ai London Film Society, nou înființat. În această societate, Hitchcock a făcut cunoștință cu creația la așa regizori ca Zăgavertov, Eisenstein și Pudovkin, regizori ruși. De la începutul carierei sale, Hitchcock a fost influențat de practic două, două surse puternice: expresionismul german și acești regizori sovietici, hai să luăm de exemplu um, Eisenstein, cu toate regulile de montaj despre care am vorbit noi și așa mai departe. Aceste două influențe se simt în întreaga cariera lui Hitchcock, practic de la primul până la ultimul film primul, primul său film de succes a fost A Story of the London Fog, 1927. Deci film mut, dar în care deja se simte foarte bine căutările lui Hitchcock în direcția suspansului, thrillerului, detectivilor și așa mai departe. El, făcând un film mut, încerca să redea senzația de, dacă tu în cameră, liniște și tu ai auzit deasupra ta când cineva merge, ai auzit pașii nu poți asta într un film faci, ma, n Mai sunet, trebuie sunet. Și ce a făcut Hitchcock? A făcut o podea din sticlă. Și când filma de jos în sus, într un fel dacă eu aș a, fi capabil să văd prin, prin pod, să prin văzându-l cum el merge să, să, să încerc să simt da, Suspansul, frica, frica din nou, frica El căuta rezolvări euh, vizuale Pentru a arăta unele chestii De care, ca nevoie de sunet Ca exemplu acest pot de sticlă Pe urmă, în 29 în în el face Blackmail Primul film Tolkien euh, Englez făcut euh, vreodată Este considerat și primul euh, film euh, sonor european de succes Blackmail făcut în 29 Hitchcock l-au realizat în două variante concomitente. Una mută și alta cu sunet. <laughs> Pentru că nu toate cinematografiile erau... Dacă nu greșesc, filmul pare mi să despre o fată pe care cineva vrea să o violeze. Ceva de genul ăsta. Și este o scenă cum această fată stă la masă și în jurul ei mai multă lume. Și pe masă este o bucată de pâine, un cuțit. În filmul mut ne arată groplanul ei cu anumite emoții ca să ne fac pe noi spectatorii să înțelegem că în momentul ăsta e posibil să gândești la acest cuțit ca la o unealtă pentru a se apăra împotriva violatorului. Dar în mintea ei este doar acest cuțit și gândul criminal posibil. Într-un film mut, această tensiune pe care încearcă să o creeze Hitchcock prin detaliu cuțit, fața ei, mișcări lente, nu știu, ia cuțitul în mână, poate un pic tremură când stai pâinea. Noi nu, noi nu putem să auzim ce vorbesc ei. Și la un moment dat, un detaliu cum se deschide o ușă, vedem că se mișcă ceva, după care e am cu cuțitul și iarăși noi înțelegem că asta au produs un sunet <laughs> care nu e în film. Și de, după care ea au cu cuțitul. În varianta sonoră, tot așa e scenă, în timp ce noi vedem groplanul ei, toți din jur vorbesc. Cuvântul cuțit parcă e permanent e să evidențiază, știi, spune că cuțit. Asta ea aude, știi, într-un fel în capul ei, e din tot ce audim în prejur, doar e cuțit extrage, cuțit, cuțit, cuțit. cuțit, cuțit. cuțit, cuțit. a emoții pe față, plan detaliu, cuțitul, cineva o roagă, da ieși, tai pâinea, tai, cuțit, tai, <laughs> și e cuțitul și când se taie, scapă cuțitul. Primul film sonor englez și primul film sonor pe care Hitchcock îl faci, Mulți foloseau posibil acest instrument nou, sunetul, nu la justa lui valoare. Acest instrument trebuie să completeze istoria ta, nu să o povestești din dialoguri. El, cu ajutorul sunetului, cu ajutorul acestui procedeu de montaj posibil, da, cuțit, 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 el a accentuat această stare a personajului, deci el a folosit unealta pentru a dezvolta mai bine situația, nu pentru a ne povesti istoria. Și asta a fost un exemplu foarte bun, pentru că chiar dacă în America deja e de vreo 2 ani se filmau filme sonore, după blackmail-ul lui Hitchcock, mulți au început să folosească sunetul altfel, să înțeleagă cum trebuie folosit sunetul. Eu cred că această perioadă, fie ea și scurtă de activitatea lui Hitchcock în filmul Mut, l-a ajutat foarte mult să înțeleagă mai bine ce înseamnă filmul ca artă. De exemplu, François Truffaut spunea că acei regizori care au activat în perioada filmului Mut au simțit această magie a filmului sau acel ceva ca regizor, care mulți regizori născuți azi nu îl simt. Și Hitchcock este unul din ei și eu cred că cel ceva și este anume uh, vizual să poți povesti istoria. Și în filmele lui Hitchcock, chiar și în astea cu sunet, dacă ai opri, pur și simplu sunetul ai mut, ai pune pe mut și ai privit doar vizual filmele, tu ai să înțelegi ce merge vorba, pentru că ele vizual sunt povestite bine. Dialogurile sunt folosite așa, de umplutură, de a caracteriza mai bine personajul, de a, nu știu, a băga o hohmă, te ajută, dar nu povestește istoria prin dialog nici de cum. Așa asta era una din regulile de bază lui Hitchcock. Aceste filme sunt unele dintre primele datorită cărora în cinematografie sau în că a fost introdus termenul de MacGuffin. Magafin este termenul folosit pentru un ceva care există în filmul tău. Asta poate fi un obiect, poate fi o cană, poate fi un inel, poate fi o sumă de bani. Un obiect micuț, poate fi, poate fi micuț la prima vedere, dar toată istoria cumva se învârte în jurul acelui obiect. El are o, uh, uh, o importanță, da? Uh, uh, înțelegi ce vreau să spun? Da. <laughs> Tot în această perioadă, în 34, Hitchcock face un film care se numește Omul care știa prea mult. Îl filmează în alb-negru, îl filmează în Anglia, dar mai târziu, când el ajunge în America, el a făcut filmul ăsta a doua oară <laughs> cu alți actori în color în America deja. Și când l-a întrebat de ce au făcut două variante, el a spus că prima variantă asta era făcută de un amator și a doua e făcută de un profesionist. <laughs> el a fost uimit când a ajuns în state cât de faimos era <laughs> în America. El nu știa că atât de tare, atât de mult lume îl cunoaște. În state Hitchcock a lucrat cu așa actori ca Gary Grant, James Stewart, Ingrid Bergman, Grace Kelly. La Hitchcock, apogeul carierei sale, dacă pot să-l numesc așa, e cam după 60 de ani. <laughs> Chiar și același uh, serial Hitchcock Prezint o apărut în 55, și asta înseamnă că el avea deja 56 de ani. Da, el era faimos, da, el avea filme foarte bune deja făcute, dar fiecare următor film al lui Hitchcock nu, nu scădea din uh, valoare, era tot mai bun și mai bun. Omul era în creștere artistică, în dezvoltare și uh, cele mai bune filme practic făcute de Hitchcock, asta au fost făcute între uh, 54, 60 și aici intră. Rear Window, Vertigo, Psycho și si North by Northwest. Ceea ce aici folosea foarte des Hitchcock la redarea acestei stări de suspans e point of view al personajului, dar cu o mișcare a camerei care îți dă senzația de prezența a cuiva, astfel transformându-te pe tine ca spectator de parcă ai fi cel care urmărești, da? transformând uh, spectatorii în voiozi. Uh, și plus uh, decuparea scenei, cum e montată, cadătorul și așa mai departe, de exemplu, îți creează o stare de uh, anxietate sau frică, iată cumva în jurul asemenea procedei, să învârți stilul Hitchcock, dacă pot spune așa. El niciodată nu a luat Oscar pentru cel mai bun regizor. Dar au fost nominalizat de ori. luat Oscar pentru cel mai bun imagine, cel mai bun film, dar ca cel mai bun regizor nu are niciun premiu. Eu vreau să vorbim despre filmul Vertigo, făcut în 58. De ce Vertigo? Eu nu știam deodată, dar Vertigo este, este filmul de la care el a avut așteptări enorme, dar filmul care nu e eu... o a devenit așteptările și au devenit un insucces. Din proiecții, filmul și-a întors practic banii care au fost cheltuiți, dar au fost cheltuiți bani mulți. Nu, nu a, avut un succes enorm cum au avut alte filme lui Hitchcock. Și asta se întâmplă atât de des în lista noastră de filme. Sunt atât de multe filme care fie nu au avut un succes, fie era cel mai personal film al, al regizorului, fie au avut o istorie cu a dispărut și primul a apărut și așa mai departe. Sunt unele filme care valoarea lor crește în timp. Câteodată unele filme care își întrec timpurile, spectatorii tot nu le acceptă din start pozitiv. Și se întâmplă așa că peste un deceniu sau două decenii, alți critici deja care apar, mai tineri, mai cu un pic altă mentalitate, reevaluează acele filme și le dau cu totul altă notă. Mm -hmm. Da? Și în cazul nostru s-a întâmplat suficient de Povestea a fost bazată pe romanul Dantrele Mor din 54 și în 58 apare filmul. Lu Hitchcock îi plăcea acest scriitor. Studioul de film a cumpărat drepturile acestui roman încă atunci când era de abia scris sinopsisul. Dacă să le compari, cartea și filmul, ai impresia că parcă a fost scris pentru Hitchcock, știi, parcă a fost scris ca Hitchcock să-l filmeze. Deci, personajul principal în film este Scottie. Scottie, jucat de James Stewart, actorul care lui Hitchcock îi plăcea foarte mult, cu care a filmat patru filme și ăsta este a patrulea film în care joacă James Stewart. Scotty, personajul pe care îl joacă Stewart, este fost detectiv polițist forțat să pensioneze pentru că în unul din cazurile anterioare, ei alergând pe acoperiș după cineva, un coleg de-al său de poliție o murit iar Scotty o căpătat acrofobie, frica de înălțime și din cauza căreia nu știu, ai amețeli, vârtej, da? Să Ca, capul. Deci vine și denumirea filmului Vertigo. Aflându-se la pensie, hai să spunem așa, Scotty, care trăiește cu fosta logodnică, <laughs> încearcă să-și depășească frica. Și fosta logodnică îi spune că doar un șoc mai mare decât șocul care ți-a creat acrofobia ar putea să te ajute să-ți învinge această frică. Între timp, apare un vechi prieten de lui Scotty, care îl roagă să o urmărească pe soția sa. Nici nu că ar fi vorba de înșelare sau ceva genul ăsta, dar pur și simplu comportamentul ei este ciudat, chiar misterios și îl roagă pe ca să afle, știu, misterul. În aceste urmăriri, el o vede pe Madeleine într-o florărie, pare mi se era, la un mormânt ciudat și acolo în mormânt scria Carlot și totodată o vede și într-un muzeu de artă cum Madeleine privește o pictură, un tablou, un portret a unei femei femeie pe care o cheamă Carlota. Deci apare o legătură între mormânt și tablou. Și părul, coafura lui Madeleine avea un, o buclă fix ca Carlota din tablou. Deja apar anumite informații care, nu știu, cumva se leagă între ele, dar suficient de misterioasă. Scotia află că acea Carlota este ca tare străbunica lui Madeleine ea în aceste situații în care o urmărea scote nu și le amintește, ea nu e Deci ea merge în anumite locuri ca fiind posedată de Carlota moartă deja, străbunica ei. Într-un fel străbunica s-ar fi ar trăi în Carlota și ea face anumite acțiuni fără să-și dai seama de ele. Deci din cauza asta Gavin și-l rugat să urmărească ca să afli dacă e așa sau nu e așa. Și tot ce se întâmplă în film deja devine suficient de misterios și credibil pentru Scotty. Scotty începe, începe, să creadă în acest mister pentru că toate în capul lui se leagă cumva logic. Chiar dacă asta nu e ceva și rațional ai putea accepta. Dar, este un dar aici foarte important, că în aceste căutări, Scotty se îndrăgostește de această femeie și se îndrăgostește nebunește. Într-o zi, Madeleine îi povestește lui Scottie un coșmar pe care l-a visat. Reieșind din acel coșmar, scoti își dă seama că acțiunea a avut loc la misiunea San Juan Batista. O biserică, cred că -i. Dacă lucrurile, lucrurile sunt misterioase, el începe să creadă și în toate coșmarul și așa mai departe. El merge acolo pentru, nu știu, în speranța de a dezvălui tot mai mult e, misterul și la acea biserică, ea urcându-se pe scări tot mai sus, aici noi din nou vedem frica lui Scotie fa din, față din acrofobia sa, el nu poate să o urmeze atât de sus pentru că îi apare frica, vârtejul, um, el o observă prin geam cum cade un trup și înțelege că a murit. Are loc judecata, în urma căruia se decide că a fost o sinucidere. Se acceptă ca sinucidere și scoate n-are nicio vină. Punct. Da? Atât. Acum, scote care s-a îndrăgostit atât de tare de această femeie, s-a în depresie. El, nu, el e ca un adolescent care s-a îndrăgostit și l-a părăsit. El nu vrea să vorbească cu nimeni, nu vrea nimic să fac și așa mai departe. El e obsedat de această uh, dragoste, de această femeie care nu mai există. ca la un moment dat, pe la aceleași locuri, unde o urmă, când, o, când, o, urmărea pe Madeleine, observă o femeie, Jude, care seamănă 100% cu Madeleine. Și curiozitatea lui apare. Deci apare o oarecare, nu știu, o șansă. Vrei, nu vrei, la să o urmărească. Și el începe să o urmărească pe această Jude, până când intră în contact cu ea și își dă seama că e altă femeie. Scotty, fiind atât de mult îndrăgostit de acest chip Încearcă să o transformem pe Jude total în Madlen. Prin îmbrăcăminte, coafură, vizual să fie identic. Absolut. Cam mai târziu noi ne înțelegem că Jude, este un fapt, ceriși, tot ce s-a întâmplat. Până acum nu a fost nimic misterios, au fost un plan al lui, gândind că o să moră Sofia. Și atunci din cauza asta s-a lăpat. Scote se urmăreaaesc pentru că Scote are acrofobie și el știa că Scote nu se urcă până acolo sus. Nu facem nici de exemplu un tropo, Sofia adevărate. Împărat, nu chiar scortome, până aterizat să o facă și, -a și mai departe. Iar Jude care să joace rolul Înțeles, da? Mai mult dezavantaj în filmul ăsta e că tot suspansul se pierde la două treimi din film. Deci, la două treimi din film se dezvăluie toată această schemă complicată, și în ultima treime practic deja merge răspunsul la toate întrebările, ceva de genul ăsta. In succesul filmului. Vine, posibil, din cauza lungimii filmului și um, se povestește lent. lent. Deci are, așa, o doză de plictiseală. El diferă un pic de cei ce au mai făcut Hitchcock, dar pentru Hitchcock ăsta era mult mai important, deci era, cel, posibil, e cel mai personal film al lui. Și fiind, așa, un pic mai lent, mai lung, mai lung. Mai uh, nu pe așteptările, eu cum a presupun, oamenilor, deci aici nu-i un, uh, el parcă e un detectiv, dar totodată nu e chiar detectiv, pentru că mai este și o istorie de dragoste, da? Ești ceva romantic. El e așa, o combinație a genurilor, parcă. Posibil ăsta și-ar fi fost motivul ca anumiți critici sau uh, oamenii să nu accepte atunci la moment ca o ceva... Wow. După moartea lui Hitchcock, filmul a fost restaurat, și a adus din nou publicului. Și asta deja după anii 80, dacă filmul e făcut în 58 și după anii 80, alte generații de critici reevaluând filmul, filmul căpătat popularitate și valoare enormă. Astăzi este la nivel de cetățeanul Kane, atât uh, Vertigo și cetățeanul Kane al lui Wells să bat pentru care e mai bun, știi, pe laș loc stau. Acest film este mai mult meditativ. Tema de bază și anume uh, motivul acestor meditații îi uh, obsesia, e o, o dereglare psihică a, posibil nu numai a bărbaților, dar a omului. Și nu mi-am notat, dar când citeam, deci în mitologia greacă este un sculptor care în timp ce o sculptează, el se îndrăgostește în această femeie, el se îndrăgostește în chipul care îl creează, un chip care nu există. Iată cumva așa, asta e, despre asta e filmul, asta e, doza de meditație a filmului și această obsesie față de acest chip care nu există. Este, este un adevăr aici, nu, noi foarte des oamenii în genere când se îndrăgostesc, problema în cupluri, că poate să și 20 de ani cu așa de alături și la un moment dat să se trezească, băi, ăsta e bărbatul meu sau asta e femeia mea, știi eu nici nu știu știut că tu ești așa. Pentru că noi ne îndrăgostim în iluzia, noi vedem omul așa cum vrem să-l vedem, știi? Înțelegi ce vreau să spun? No. Tu până acum nu te-ai uitat la el cum este, el tu te-ai îndrăgostit în acel chip pe care ți-l-ai format în mintea ta, ca sculptorul care sculptează un chip. Iată cam, a, cam asta și vreau să spun. Hitchcock, regizor al mainstream-ului, regizor comercial, așa cum era considerat. Des căuta instrumente, modalități spectaculoase cumva de a uimi publicul prin... Racursivuri, prin compoziții, prin a filma, nu știu, printr-un pahar, de exemplu, sau într-un film, într-un scenă, dintr un film, film de-al său, o pus lumină într-o sticlă de cu într-o cană cu lapte, ceva genul ăsta, ca să pun accent pe cel, pe acel lapte, pentru că laptele e otrăvit. El permanent căuta noi forme de expresie și anume spectaculoase, să le numească așa. În acest film, Consider că este, este, primul film unde s-a folosit uh, Transtrav sau, sau, transtrav sau uh, Zoom Dolly. Eu nu cred că ăsta e, e chiar e primul. <laughs> e, uh, ce înseamnă Transtrav? Atunci când tu filmezi un obiect și uh, în moment ce, în același timp când tu cu camera fii te îndepărtezi de obiect, dar în timpul ăsta cu zoomul te apropii. Și dacă faci concomitent, îndepărtezi și te apropii cu zoomul, uh, apare un efect vizual obiectul rămâne de aceeași dimensiune, iar spațiul din jurul lui se deformează. Background. Background. se deformează și, dacă, da, da, și invers. Vizual asta e inovativ pe atunci, Dar iar efectul e de un fel de să ceva în interiorul personajului. În cazul lui Hitchcock, filmul Vertigo, anume acest vârtej, amețeală, care o creează acrofobie și se lipește perfect pentru a transmite acest mesaj vizual. Deci el a folosit acest efect la locul potrivit. Eu nu cred că el e primul, nu știu dacă el e primul, nu cred că el e primul. Eu, eu, acest efect era dictat de tehnică. Acest efect apărea în momentul când apar zoom, <laughs> când apare obiectiv cu zoom posibilitate. Pentru că camera pe travă exista din perioada filmului mut, iar zoom, obiectiv, care ar fi apărut mai târziu, gata, efectul apare. E doar chestii de timp cu o să-i dai în cap să folosească. <laughs> și posibil el ar fi existat și până la Vertigo dar nu atât de popular, pentru că e la nivel de experimente. Ai fiind Hitchcock, cunoscut în întreaga lume și Vertigo la care o să uită multă lume, eu cred că a făcut popular acest efect. Deci primul film care a popularizat efectul Zoom Dolly, asta sigur. Dar dacă l-a inventat Hitchcock sau nu, eu nu știu, nu pot să bag mâna Astăzi, pentru că o devenit atât de popular acest efect, el mai este numit de Swords și efectul Vertigo, anume din cauza filmului Vertigo. Nu e primul film color pe care Hitchcock l-a făcut, primul film color al lui Hitchcock e Rob din 1948 și el încerca să folosească culorile ca instrument care ar complementa arta cinematografică. Fix așa cum a văzut și sunetul, chiar din primul său film sonor. O gândire foarte corectă. El foarte bine înțeles ce înseamnă cinematografie, chiar din acea perioadă a filmului mut și fiecare inovație tehnică, fie asta sunet, fie asta culor în peliculă, el o adăuga arsenalului de instrumente cinematografice, dar nu uita de regula de bază, istoria trebuie să o povestești vizual. Și când spun că Hitchcock prin culori încerca cumva să accentueze sau să, să ajute la povestirea istoriei, cum o făcea el? De exemplu, prin culoarea verde, se conectează aceste două femei hotelul, camera din hotelul unde trăia ea, erau draperii verde, verdele se folosea, sau chiar o mașină verde, o pată verde, se folosea pentru a conecta aceste femei, inconștient cumva, da, vizual, s -le... el și așa, el jucat de una așa și așa dar acolo poate cu afora un pic de fier, dar folosea culoarea Căci ca să culoare. accentueze și să te ajute mai bine să înțelegi Situațiile. Din cauza asta el atent s-o apropiat de color. El a filmat primul film în 48 color, după care iar filma negru, el încerca să înțeleagă și înseamnă culoarea în film și cum corect o folosești. Ca treptat, treptat să folosească culoarea nu doar de dragul culorii, dar cu un scop anume. Pentru Hitchcock, veridicitatea în film nu era cea mai importantă. El spunea că veridicitatea de dragul veridicității pentru mine nu înseamnă nimic. Adică cât de veridic joacă actorul și așa mai departe. Pentru Hitchcock în filmele sale cel mai important eu cred că era decupajul. El era unul din acei regizori care Asta Godard, pare mi s-a spus despre Hitchcock, clar văzător. Regizorul care vede filmul până să-l facă. Și pe bune, când îl asculti pe Hitchcock cum vorbește el de anumite cadre, eh, montaj, decupaj, simți cum omul ăsta vede acum în cap, știi, și explică. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But, um, to me, it goes much deeper. scena din filmul Psycho, clasic, iconic, se află la aproape de jumătatea filmului. Până la această scenă, e vorba despre o femeie care a furat o sumă de bani, ea merge cu mașina, ea se deplasează într-un punct în altul. Noi, practic, aproape jumătate de film vedem această femeie, o urmărim, trăim cu ea, în timp ce merge cu mașina, la un moment dat o oprește un polițist. În multe cadre ale lui, fie că e un pic mai de jos, fie că au polițistul e ochelari de soare pus și deja parcă îți creează un mic suspans să se, se găsească, banii sau nu, deși oprit o oprit-o și așa mai departe. Cum o filmează pe femeie, cum că volanul ăla se vede în cadru sau nu se vede în cadru, cât e plasat volanul, unde e plasat femeia. Foarte bine gândite, simte foarte bine imaginea, asta e, ce e și vreau să spun eu. Noi urmărim femeia care fiind noaptea și obosită să o oprește la un hotel intră în hotel, ia o cameră și se să facă un duș. Ajungând aproape de jumătatea filmului, tu înțelegi că asta e personajul principal. Spectatorul, și deci Hitchcock știa, spectatorul e cel mai deștept critic, el crede că tot știe, știi? Și hai, el când se așează la film, hai, uimește mă știi? Hai. Și tu crezi că asta e personajul principal, ca atunci când ea face duș, la un moment dat apare o siluetă care se începe a vedea mai bine, noi nu știm și e acolo, dar noi vedem o siluetă cu un cuțit și o omoară pe mea. I've never seen an audience react like that. You could hear a sustained shriek from the audience downstairs. It wasn't like ah ah, ah. it was like ah. Spectatorul a crezut că e de deștept, nu? Că asta e personajul principal. Și aici two more actors, the principal characters, they were blithering idiots. the audience was like, uh, what oh, happened? they couldn't believe what happened. they kept thinking it couldn't have happened. This, she's going to be alive. it was every impulse that you have for going to movies. it was the first time that going to the movies was dangerous. timp de un minut oamenii îți pau. <laughs> Fetele se temeau să mai fac duș după asta. <laughs> și când îl sunau pe Hitchcock și îi ne vedeam plângeri, știi, și aia fata mea nu mai face duș de două săptămâni și nu știu mai cum, el dădea la o parte receptorul, um, mulțumesc, și pe urmă spunea că da, și ea o la spălătorie. Seven days. Ça dure sept jours. Seventy setups. Mm. I used a nude girl, a lot, and I shot some of it in slow motion. Ah mm, nu Because of covering the breast. You couldn't do it quick. You corect. couldn't pe measure it correctly. Ce înseamnă suspans în genere? Exemplul lui Hitchcock, popular, a? exemplul cu bomba. Dacă stau doi oameni la masă și vorbesc și la un moment dat explodează o bombă de sub masa lor, Asta e surpriză. Surpriză pentru că actorii nu știu că acolo este o bombă și nici tu care îi urmărești dintr o parte, spectatorul nu ai știu că acolo este o bombă. Azi foarte multe filme se bazează, horror mai ales se bazează pe acest joc, da? Adică este suspans și la un moment dat, bați și te l-ai spăriet. Hitchcock spunea, o șocul ăsta durează 5 secunde și gata. E mult mai important suspansul, pentru că dacă tu îl prins pe spectator în suspans, această tensiune o o controlez și pot să o întinzi 10 minute, pe jumătate de oră sau pe tot filmul. Așa și situații, că stau doi oameni la masă, dacă sub masă este o bombă, dar noi arătăm spectatorului, fic că punem un detaliu da, pe bombă și vedem secundele cum merg, auzăm ticăi de ceas, după care îi vedem la masă și noi știm că ei nu știu că sub masă este o bombă. Dar noi știm și ne uităm la dânsul cum grăiesc și aici apare suspans suspans, ce o să fac? Băi, fugiți de acolo și așa mai departe. Și timp cât te grăiesc, fie ele aceleași 5-10 minute, tu altfel te uiți la dânsurile. Tu deja retrăiești pentru dânsă și tu te țini, ești conectat acolo, pentru că ai primit o informație mai mult decât personajul. Cam asta, asta e diferența între suspans și surpriză. Surpriza așa are efectul de 5 secunde și o trecut. Și -o trecut. Suspansul poți întinde cât vrei tu, da? În cazul lui Psiho, interesant, asta e șoc acela care Hitchcock îl numea, nu știu, 5 secunde și o trecut. Pentru că neașteptat apare. <gângătă> dar șoc nu de 5 secunde, dar șoc de un minut. <gâtă> și oamenii și um, s-au dus atâta pe om, de parcă îi povestești o istorie, parcă ăsta e personajul principal și la un moment dat bați și nu, și șocul ăsta s-a întins pe un minut, asta au făcut cartăți să țăpim cinematograf. Și după asta deja ți-i ți interesant să urmărești, filmul Oie, e, e alt întorsător, se transformă într-un detectiv misterios, bla bla bla. François Truffaut, regizor francez, care debutează cu 400 de lovituri, reprezentant al noului val francez, asta anii 60. François Truffaut era un fan enorm al lui Hitchcock, deci unul din cei mai buni regizori pentru Truffaut. Și când Truffaut dușea în America sau cineva îl întreba și în regizorul tău prefrater, când spunea Hitchcock, lumea nu credea, adică cum, sunt Hitchcock și tu, astea sunt lucruri total diferite. Truffaut a luat un interviu de la Hitchcock, 8 zile. Un interviu de 50 de ore cu Hitchcock, filmat parcursul la 8 zile, timp în care Hitchcock a fost de acord să răspundă la 500 de întrebări. Au fost necesar de 4 ani pentru a transcrie casetele și a organiza imaginile. <laughs> Patru ani să faci ordine în acel interviu. Mai târziu, Truffaut publică o carte care așa se numește uh, Truffaut Hitchcock, iar casetele audio au fost folosite ca bază a unui documentar din 2015, și atât de filmul să spun. Este un film documentar, așa se numește Truffaut Hitchcock. Toate femeile din filmul Hitchcock mm. sunt blonde. Anumite scene sau dialogurile filmului au un subtext sexual enorm. El este pervers, El este perversă, dar nu-ți dai seama la prima vedere. De exemplu, este scena când Scott încearcă să o transforme pe Jude în Madeleine. Și așa e, s-a da, gata, e sacou, asta, sur, s-a îmbrăcat, tăt, Eu acceptat e, obsesia lui Scott, ea se transformă în această femeie vizual, dar cu coafura încă nu e a lui e, Madeleine. Și Scott insistă că trebuie să-ți faci și coafura, știi? Asta e de parcă s-a dezbrăcat în fața ta, dar chiloții nu i-a dat jos, știi? O mai rămas și coafura să-ți o faci, știi? Și acum ea ca să-și și chiloții jos, ea se duce în baie, ea se duce în baie ca să-și ca fac cu Scoate așteaptă și Scotiu nu are răbdare. Asta e momentul lui de excitație și noi vedem pe fața lui așteptarea. Eu, ca să apar femeia și parcă și iarăși acolo culoarea verde, el o vede goală, așa cum trebuie să, să fie. și în multe fraze sunt subtexte sexuale, dacă te uiți un pic din alt punct de vedere. Hitchcock spunea, dacă am terminat definitiv scenariul, atunci la și sens să-l mai filmez. S-a terminat toată distracția. Scenariul se dezvoltă și pe platou, când este aportul regizorului. Nu poți privești scenariul ca o operă de artă, scenariul de film ca o operă de artă finisată. Înțelegi? Acum, no. Poate nu chiar toată perioada de activitate a lui Hitchcock, dar o mare parte din această perioadă, cinematografia era foarte cenzurată. De exemplu, la începutul anilor 30 exista un cod, codul Hays se numește, cod special pentru cinematografie, unde existau anumite reguli care țin de cenzură. Și, și, și ai drept să pui în film și nu. Și aceste reguli, ele practic interziceau tot ce ține de sex, violență, omoruri, perversitate și așa mai departe. Mai că tot ce și are Hitchcock în filmele sale, știi? Totodată acest cod, posibil sau aceste interdicții și au fost nu motivul de bază, dar unul din motivele care îi făceau pe regizori, inclusiv și Hitchcock, să gândească un pic altfel. Deci gândirea care încearcă să o colească și aici să foarte mult uh, creării suspansului în film. că nu are ceva, fic fie fic tensiunea o păstrez, uh, creez filmul mai mult în capul uh, spectatorului. Înțelegi? <fie> El le arăta atent, cred că asta e ceea ce vreau să spun eu, pentru că unii regizori eu cam dădeau un bară atunci când <fie> încercau să ascundă ceva sau. Pentru mine Hitchcock, ca și eu aș pune alături de, de exemplu, Hitchcock, uh, și am mai vorbit noi, John Ford, Billy Wilder, hai să luăm de exemplu ăștia trei. Acești mari maestri ai perioadei de aur a cinematografiei americane clasice, anii 40, 50, 60, eu azi le studiez ca un manual de cinematografie. Asta vreau să spun. John Ford și Hitchcock, diferența între dâns și John Ford niciodată nu filma cu decupaj. <laughs> Hitchcock filma doar cu decupaj. Și ca rezultat final, asta se observă. John Ford e perfect vizual, e, e o poezie vizuală. Când Hitchcock e suspans. Dacă studiezi cinematografie, ai putea să începi cu ei, dar atunci când privești filmele, să atragi atenția la imagine, la decupaj, la scenariu, să te gândești cum s-au unit acele două cadre, cum arată și așa mai departe. Eu înțeleg șocul care au avut oamenii când au privit psihul, dar nici de cum psihul azi nu poate să creeze un asemenea șoc. Nimeni azi nu se la scena din duș. Astăzi filmele parcă au nevoie de, nu știu, culminații la fiecare două minute sau... Și nu-i devin spectatorul și nu-i devină nici regizorii. Așa evoluează permanent, totul se schimbă, da? Rămâne cumva... Instrumentele rămân aceleași, dar forma se schimbă. Uh... Mai cred că gata.